În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Iubiți credincioși, astăzi, într-o zi atât de frumoasă, trebuie să vă mărturisesc faptul că acum vreo două zile m-a întrebat cineva ce o să facem dacă o să plouă, pentru că nu știa unde să așeze mesele pentru coliva hramului și celelalte parastase. Și fără să stau pe gânduri, i-am spus, dar nu o să plouă. De unde-ți veni că o să plouă? Bineînțeles că ispita cea mai mare este telefonul cu diferite site-uri. Pe unul spune că ninge, pe altul că plouă, pe altul că o să fie soare, dar nu astăzi, săptămâna viitoare. Este foarte important însă ceea ce simțim noi. Suntem într-o lume în care s-a acreditat în mod eronat, după părerea mea, faptul că totul este previzibil. Dar sunt de acord până la acest moment, dar cu un singur amendament. Previzibil către ce? Astăzi, în Sfânta Evanghelie de la Luca, Mântuitorul ne spune, bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Trebuie să știm la ce ne raportăm. De unde vrem plată? Pentru că suntem mulți care muncim pentru alții, dar dacă vom avea o percepție deosebită și creștinească profund asupra valorilor de care avem nevoie, trebuie să știm că nu cel căruia îi muncim ne va și plăti. Pentru că dacă așteptăm de la cel care este beneficiarul direct al muncii noastre, cu siguranță că vom avea decepții. Ne va neliniști, ne va supăra, dar dacă noi așteptăm o plată de la conștiința noastră, cu siguranță că numai la ea trebuie să ne raportăm, și anume, ne trezim de dimineață, facem tot ceea ce trebuie, dar dacă vom constata la sfârșitul lunii sau la sfârșitul anului că atunci când se trage linie, ceea ce credeam noi că este venitul nostru nu este chiar așa, ba ne mai și avertizează asupra faptului că suntem datori cu încă un rest care ne-a rămas de nu știu când și se indexează și penalizează și așa mai departe, vom rămâne niște supărați toată viața. Dar de ce să nu avem în minte faptul că bucuria noastră multă este în ceruri? Să știți că în ceruri nu este un loc departe, este conștiința și inima noastră acolo. Dacă ne vom face datoria noastră cu conștiința împăcată că am făcut tot ceea ce ne-a stat în putință, cu siguranță că plata va veni de aici. Și anume veți spune cum, că avem nevoie și de parte materială. Da, dar de spor ați uitat. Pentru că de multe ori experiența noastră măruntă ne spune că cu o sumă oarecare un om face un lucru mărunt, iar altul rezolvă probleme majore. Înseamnă că nu suma în sine este ceva, ci sporul pe care l-am avut la suma respectivă. Să vă dau un exemplu. Iar după Revoluție s-au întâmplat niște sume prin buzunarele tuturor românilor, s-a începuse o inflație pentru că s-au înapoiat părțile sociale, parcă acolo românul avea nevoie neapărat să aibă ceva în plus. Și cu părțile respective sociale, oamenii au primit câte 20-30 de mii și cunosc cazuri în care unul și-a cumpărat un frigider pentru că veniseră importurile de frigidere pricopsite. Mai târziu aveau să afle că nu mai e nevoie de așa congelatoare pentru că se vor găsi de toate când ai nevoie. Și altul și-a luat un camion, e drept la mâna a doua, dar acel camion a început să producă pe când frigiderul a început să ruginească. Fraților, aceeași sumă. Aceeași sumă. Și atunci nu ne întrebăm ce face diferența. E bine, și am ajuns la tema de astăzi, și anume tema hramului nostru,
este aceea de a introspecta puțin ce se întâmplă cu atmosfera de Sfântul Nicolae. Am să-mi propun ca astăzi să punctez câteva lucruri. Și în primul rând să vă spun că Sfântul Ierar Nicolae nu se supără absolut deloc dacă îl numim Moș Nicolae. Nu se supără deloc nici pe musulmanii care îl numesc Baba Noel. Nu se supără pe românii noștri de demult care îl numesc și acum Sân Nicoară. El tot Sfântul Nicolae este. Mi-aduc aminte că m-a prins odată o iarnă prin Dubai. Nu am văzut și am și cercetat nicio biserică creștină. Am văzut însă moschei, am văzut foarte multe lăcașuri de cult musulmane, inclusiv în mall erau locuri în care puteai să te descalzi și să îți pregătești rugăciunea specifică musulmanilor. Dar ce m-a impresionat cel mai tare a fost faptul că nu era nicio vitrină de la care să lipsească câte o cizmuliță și cât un dar pe care scria Baba Noel. Înseamnă că Sfântul Ierarh Nicolae trece dincolo de ceea ce înseamnă șabloane, trece dincolo de ceea ce credem noi că este paternitate. Nu. Sfântul Nicolae este universal. Dar ce este universal în acest praznic al Sfântului Ierarh Nicolae? În primul rând este taina care se creează. Este dorința de a dărui. Este bunătatea de a îmbrățișa pe celălalt și bucuria cultivată de a vedea în ochii celui care primește ceva o lumină. Se pornește de la un fapt real, pe care ni-l mărturisesc izvoarele istorice. Se știe că Sfântul Ierarh Nicolae era arhiepiscop în Mira Lichiei, demreul de astăzi din Turcia, din Asia Mică, și era un om ca noi. Subliniez lucrul acesta pentru că noi trebuie să-l urmăm și în omenitatea lui, nu numai așa într-un vapor de sfințenie, un abur care să ne așeze în mod confortabil în fotoliile noastre și să spunem da, e Sfântul Nicolae. Dar Sfântul Nicolae, când aflăm și devenim conștienți asupra faptului că a fost om ca noi, deja ne responsabilizează altfel. Și atunci trebuie să luăm măsuri. Și se spune că Sfântul Ierarh Nicolae, ca episcop al locului, un loc foarte sărac și, slavă Domnului, am constatat și eu că a rămas la fel de sărac și până în ziua de astăzi, înseamnă că va fi avut o altfel de bogăție la care să se fi referit sporul de care vă spuneam, pentru că sărăcia nu e ceea ce se vede, ci ceea ce se trăiește. Dacă ești fericit, cu siguranță că te interesează mai puțin dacă ai ieșit cu același costum la o întâlnire față de celelalte 10 conferințe la care te-au mai văzut colegii tăi îmbrăcat în același costum. Dacă ești fericit, cred că nu asta contează. Pe când, dacă ești nefericit, poți să schimbi costumul de 3 ori pe zi, să te bărberești de 4 ori pe zi și să fii tot nefericit. Asta ține de percepție. Ei, și Sfântul Ierarh Nicolae, om ca noi, încă o dată vă spun lucrul ăsta să ne intre bine în cap, să nu credem că numai Sfântul Nicolae lasă așa seara în necunoscut dinspre 15-6 decembrie câte ceva în cizmulițele noastre, ci și noi putem să urmăm exemplul și mulți dintre dumneavoastră chiar o faceți. Sfântul Ierarh Nicolae mergea prin cetate și la un moment dat s-a apropiat de o casă din care auzea niște rugăciuni, dar nu se vedea nicio lumină. Când s-a apropiat, bineînțeles că nu aveau nici geam, și a putut să asculte ce rugăciuni se îndreptau către Dumnezeu și a văzut un tată cu 3 fete care se rugau să îi ajute Dumnezeu să nu fie nevoie să-și câștige pâinea altfel decât creștinește. Și spune și acatistul Sfântului Ierarh Nicolae, aur din destul a dat tatălui său,
pe care l-a pus în cizmulițele fiecarei fete și inclusiv ale tatălui. Și aceștia, constatând suma dimineața, nu au mai fost nevoiți să câștige în alt mod pâinea de toate zilele. De atunci la noi a rămas acest obicei ca cizmulițele să fie bine lustruite de cu seara și în taina nopții să se descarce în ele câte ceva. V-am mai spus și altă dată, dar îmi place foarte mult istorioara aceasta, când doi părinți au fost surprinși de către copil că se văietau că nu au ce să pună în chietuțele copilașului pentru că nu mai au niciun ban. S-au scotocit, au crezut că mai găsesc măcar vreo bomboană, nu au mai găsit nimic prin casă, dar copilul foarte sigur pe el le-a spus, dar nu e treaba voastră, în noaptea asta vine moșul. Și bineînțeles că și-a scos cizmulițele afară, într-o casă care are numai o cameră, vă imaginați că încălțămintea stă afară. Și toată noaptea, vă imaginați că numai în locul părinților respectiv să nu fiți, când știi că nu ai ce să oferi copilului, este dureros. Dureros până la a simți durerea clinică, adică fizic. Dar spre dimineață nu îndrăzneau să deschidă ochii pentru că știau că nu au cum să facă o surpriză copilului, dar copilul a ieșit înaintea lor, a deschis ușa și a spus, ia uitați că a venit moșul la mine și mi-a trimis ceva. Vieții părinții au crezut că deja are halucinații de atâta bucurie, toată noaptea s-o fi gândit la ceva, dar copilașul a scos dintr-o cizmuliță un cățeluș care își găsise adăpost că începuse să ningă exact în cizmulița lui. A luat-o ca pe un dar de la Sfântul Ierar Nicolae, lucru pentru care părinții probabil că mulțumesc și astăzi Sfântului că a îngăduit să aibă o bucurie copilul lor în ziua aceasta. Iubiți credincioși, de cele mai multe ori, noi gândim că pentru cel de lângă noi avem nevoie de ceva material să-i dăm. Nu. Avem nevoie să începem ceva, că restul face Dumnezeu. Mi-aduc aminte și acum de momentul în care Părintele Arsenie a venit cu trenul de la Iud și la București, îl aștepta un cerșetor care deja se uita la el și știți că o rasă monahală și în ziua de astăzi îți inspiră faptul că ai ceva de primit. Și probabil că își freca mâinile bietul cerșetor, dar părintele era din ce în ce mai necăjit că știa că n-are nimic în buzunare. Și totuși a zis părintele, da, trebuie să caut, poate fi trimis Dumnezeu pentru ăsta. De unde? Buzunarele erau la fel de necusute cum erau, cum le știa el. Și a scos mâna din buzunar și i-a zis cerșetorului, uite o mână caldă de la mine. Și l-a îmbrățișat. Și spune că a mulțumit cerșetorul acela că spunea că niciodată nimeni nu i-a dat așa ceva. Nu ne trebuie lucruri mari. Nu ne trebuie ca de Crăciun sau de Sfântul Nicolae acum să scoatem tot felul de cadouri și să-i scoatem așa cum scoate magicianul din Gioben iepurași și tot felul de... Nu! Trebuie să avem de gând să oferim copilului nostru un spațiu de sinceritate. Să-l întrebăm măcar o dată ce vrea să facă într-un weekend, atât. Veți avea surprize fantastice. Dar să fie o întrebare sinceră. Și să nu fiți pregătiți să-i oferiți alternativă imediat că el știe. Întrebați-vă copiii sau nepoții o singură dată ce vor să facă în weekendul următor. Și veți afla că nici nu vă trece prin cap cât de aproape este fericirea lor, pe care noi, cei maturi, o alungăm cu atâta eleganță și cu atâta grijă ca nu cumva să se apropie de ea. Asta vrea Sfântul Ierarh Nicolae de la noi. Asta a făcut Sfântul Nicolae într-o lume musulmană, ca Duhul Sfântului să fie mai mare
decât orice personalitate din zonă. Și pentru că astăzi este Sfântul Ierarh Nicolae, să vă spun câte ceva și despre rugăciunile noastre. Se spune că odată într-un sat, care era sub obrăduirea Sfântului Ierarh Nicolae, era un învățător, un preot, un păstor, care știa un loc anume în pădurea de lângă sat și o rugăciune anume pe care o zicea într-un ceas anume, într-o zi anume, atunci când era nevoie ca în sat să se așeze ori sănătatea, dacă era periclitată, ori pacea, ori bucuria. Și era singurul care se ducea și știa toate lucrurile acestea. Se întâmplă că a murit și peste vreo 50 de ani, lumea din sat a început să aibă nevoie din nou de Sfântul Ierarh Nicolae și și-au dat seama că există totuși un ucenic. Dar ucenicul a zis, știți, eu cunosc numai câteva cuvinte din rugăciunea celui care m-a învățat. Nu știu nici locul, nu știu nici în ce oră a zilei să o fac, nu mai știu mare lucru, dar mă duc să o fac. S-a dus în pădure și a spus rugăciunea și poporul din nou a primit ceea ce cerea. După alți 50 de ani a murit și acesta și după alt timp cei din sat aveau nevoie și s-au dus la altul care însă a spus, nu vă supărați, dar eu nu că nu știu locul, nu știu niciun cuvânt, nu știu nici ce să spun și nici nu știu ce trebuie să fac, dar mă duc să fac. Și s-a dus, s-a rugat și Sfântul Ierarh Nicolae din nou a primit ajutorul. După altă multă vreme, după ce s-a dus și acesta, mai era un singur ucenic, dar foarte nevrednic. Așa pe românește, un bețivan, un cartofor, pe care nu le interesa absolut deloc de comunitate. Și au venit toți și i-au spus, acum trebuie să te duci și să ne ajuți. Ce, cu ce? Că nu știu de niciunele și să știți că nici n-am chef să mă duc. Să fiți voi sănătoși. Și Sfântul Nicolae le-a trimis din nou ajutorul. Să nu ne amăgim noi cei care cerem Sfântului Ierarh Nicolae în fel și chip, cu acatiste spuse la anumite ore, în genunchi sau pe coș de nucă. Sfântul Ierarh Nicolae știe când, ce și în ce fel să ne trimită ajutorul. Asta nu este în niciun caz o invitație la asta, așa cum zice românul, pică, pară, mălăiață. Nu. Este spusă tocmai ca să înțelegeți că plata noastră este în ceruri. Dacă suntem sinceri cu ceea ce vrem de la Dumnezeu, cu ceea ce vrem de la un mijlocitor al său, cum este Sfântul Ierarh Nicolae prăzbuit astăzi, cu siguranță că Dumnezeu va trimite și vom învăța și noi că suntem pentru cei de lângă noi Sfântul Nicolae. Să nu vă smintească această formulă. Sfântul Ierarh Nicolae așteaptă să fim ca el. Sfântul Ierarh Nicolae, care este pentru noi un mijlocitor către Dumnezeu, așteaptă ca și noi, pe orizontală, să fim niște mijlocitori ai celor de lângă noi, mai mari sau mai mici. Să știți că a avea nevoie nu trebuie să te încadrezi într-o anumită vârstă sau într-o anumită categorie socială, nu. A avea nevoie este calitatea de vecin. Vecinul meu are nevoie și trebuie să-l ajut. Poate să fie copilul meu, poate să fie nepotul meu, poate să fie soția mea, poate să fie oricine. Eu, de acum înainte, trebuie să fiu Sfântul Nicolae pentru el. De aceea vreau să plecăm în ziua aceasta frumoasă cu gândul că Sfântul Ierarh Nicolae este de acum înainte cel care ne învață să îl avem ca model. În luna aceasta, care se numește Luna Cadourilor, pentru faptul că în această lună Dumnezeu Tatăl a trimis în dar pe Fiul Său să ne mântuiască, în luna aceasta a dărui nu trebuie să rămână la pragul material, ci să treacă dincolo.
să treacă în categoria bucuriei. A face pe un om să fie bucuros de viață înseamnă a-i dărui tot ce este mai bun în lumea aceasta. Poate însă că un om are bucurie de viață dacă primește ceva. N-avem nimic împotrivă. Îi dăm pe cât se poate. Chiar mi-aduc aminte de un principiu care mi-a salvat viața, să vă spun așa. Părintele Asenie știa că mă confrunt cu o anumită categorie de oameni care riscau să mă sufoce cu tot felul de cereri, inclusiv cu cele materiale. Zice, tată, vine la tine cineva să-ți ceară bani. Să știți că duhovnicia nu trece pe lângă bani. Sau să faceți așa, să aveți niște atitudini foarte pudibonde. Nu e adevărat, trebuie să fim vii. Și părintele Asenie mi-a zis, tată, o să-ți ceară bani. Și din ce în ce mai mulți. Ca principiu îți spun ceva. Nu poți să te amăgești, să dai bani crezând că îi mai primești înapoi. Din start, ce ai dat, să nu mai aștepți înapoi. Dar îi dai cât poți. Nu te gândești la ce sumă îți cere cel care vine să ceară, ci pur și simplu principiul este următorul. Tată, uite, eu pe ăștia n-am să-ți dau cât mi-ai cerut, dar pe ăștia pe care ți-i dau, nu îi mai vreau înapoi. Bineînțeles că am făcut și eu experimentul. Au venit peste mine mulți, dar unul dintre ei, foarte pornit, am nevoie de atât, sumă fixă. Da, nicio problemă. Când i-am zis că nicio problemă, odată s-a luminat. Am băgat mâna în buzunar, i-am așezat niște bancnote destul de importante și zic, n-am cât mi-ai cerut tu, dar banii ăștia vreau să-ți fie, în primul rând, sămânță pentru ceilalți care vor veni și să știi că această sămânță nu mai vreau să mi-o dai înapoi. Am văzut atâta lumină pe el, încât mi-a spus că așa ceva nici nu credea că se poate. Și mi-a mărturisit că îmi va spune ce a făcut cu banii și a spus în 3 zile, mi-a zis, am făcut roșii de suma pe care o ceream. Dar să știți că cu banii pe care mi-ați dat, am făcut lucru complet pe care trebuia să-l fac. Iubiți credincioși, dacă ai credință într-un principiu pe care îl respecti cu sfințenie, cu siguranță că ai șansa de a avea bucuria, de a vedea bucuria în ochii celui pe care l-ai ajutat. Sfântul Ierarh Nicolae este un sfânt bun, dar și drept. La Sinodul I Ecumenic, atunci când l-a auzit pe Arie, că a spus că Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, nu este de o ființă cu Tatăl și că Maica Domnului nu e născătoare de Dumnezeu, ci născătoare de om, spun martorii vremii că i-a dat o palmă lui Arie, a căror urme i-a rămas lui Arie toată viața pe față. Modestia, smerenia, fără dârzenie, nu înseamnă nimic. Nu ni se cere să plecăm capul, în engleză, a la yes man, nu ni se cere să stăm așa în poziția ghiocelului, ci atunci când este nevoie, trebuie să dăm și replica. Era un călugăr atât de blând, care primea o cară de la oricine și când a venit cineva să-l ispitească, i-a spus, bă, părinte, am auzit de mata că ești un bețivan. Da. Am auzit pe mata că ai mulți bani. Da. Am auzit de mata că ai făcut cu tare, că ai făcut cu tare. Și a văzut că părintele nu prea era afectat. Și la sfârșit a zis, am auzit că ești necredincios. E, în momentul ăla, i-a dat o palmă călugărul și a zis, nu, asta nu sunt. Trebuie să avem dârzenia de a ne așeza exact cum trebuie. Dacă acum se întâmplă să vă duceți acasă să găsiți și câte o nuielușă în cizmulițele dumneavoastră, să știți că aceea este urma palmei pe care Sfântul Ierarh Nicolae, chipul blândeții, a dat-o lui Arie pentru că o merita. De aceea,
Se spune și în proverbele lui Solomon, părintele care își scutește nuiaua nu-și iubește copilul. Vă promit că voi reveni cu explicații, pentru că am fost solicitat de altminteri de un grup, de un ONG european, cum că aș fi învățat oamenii să-și pălmuiască copilul. Am niște amendamente pe care vi le voi spune data viitoare. Urmează publicitate, adică să vă duceți acasă, și v-am solicitat până duminică să-mi pregătesc și eu discursul pentru partea a doua. Să vă dea Dumnezeu tot ce este bun, să găsiți în cizmurițele dumneavoastră toate sentimentele frumoase și am auzit la nepoțica mea un cântec foarte interesant, ursul doarme și visează că papucii lui dansează. Vă imaginați că de dansul acela e vorba atunci când vă urez să vă găsiți papucii plini. Așa să vă ajute Dumnezeu.